deșteptarea. Despre discounturi așa să vorbim un pic. Clientul unui bar din Spania a postat un bon de cumpărături, mă rog, un bon fiscal. Care, un bon fiscal de la o cărciumă, unde s-a dus și a mâncat, a băut ceva mic. În total 41 de euro și 9 eurocenți și a primit discount 5 cenți, pentru că a fost amabil. La 5 categorii. Da. Deci a luat așa, limonadă 4,50 €. Cania doble 4 euro. Sincer să fiu, nu-mi dau seama ce înseamnă cania doble. Cania este, din câte știu, este zahăr. Da, da, da. Dar nu știu ce înseamnă, putea să-i ceară 4 euro pe două. E cafea cu zahăr sau ce? Poate că da. Huevo trufado, adică ouă cu trufe, presupun, da. 6,80 €. Pomană. Tartar de salmon, aguacate, adică tartar de somon cu avocado, ceea ce cunoaștem și este foarte bun în plouă în gură. Am mai luat terina. Asta stai, nu sări, că e 7,30 € porția. Porția, da. 14,60 €. Câte Alexandra în București un avocado cu somon? 40 și ceva de lei, cam așa? Eu când vă zic. E mai ieftin în afară, eu știu. Da, nu în afară, în Spania. În Spania. În Spania e grădina Maicii Domnului pentru gurmanzi. Pe lângă faptul că se mănâncă senzațional, prețurile sunt bajo. Corecania, uite, zice cineva, da, Corecania este bere. Da, deci cania dublă a luat o bere dublă. 4 euro. Bere dublă 4 euro. 4 euro. Păi, ce e mai nebun? Poate că era bere mică de 250, dar asta oricum ar fi. Jumătate de litru de bere, că n-are cum să fie, nu-ți dă bere la 100 de mililitri, știi? Da. Nu acolo, în Franța au talentul ăsta, îți dau la pahar de șampanie bere. Eu când am fost în vacanță în Țara Baștilor și am trecut din Spania în Franța, marele șoc cultural, să zic așa, a fost la bere. Că în Spania bei cu 3, maximum 4 euro o bere la jumate. Da. Și în Franța era 8-9 euro berea la 0,3-0,4 și mai aveau și niște păhărele de astea. Mici, să tot pui așa, știi? Suică. De alea de pastis. Alea erau vreo 3 euro, 4 euro, da. Și-a mai luat terina de cordero, 7,50 €. Asta este o terină de Pateu miel. Pateu de miel, da. Da, o terină de mel. Da. Și pentru povestea asta a primit câte un eurocent discount în felul următor: portul sonrisa, adică pentru zâmbet, un cent. Portul confianța, un euro pentru încredere. Ce drăguț! Da, un cent. Portul amabilidad, pentru amabilitate, un euro. Și după aceea port recomendarnos, adică pentru că ne recomanzi, 2 eurocenți. Da, deci poate totul i-a dat 5 eurocenți discount. Eu cred că e la mișto, cred că ăsta din contră a fost cârbos. Nu, e enervat. Cred că este un mic este truc. Este un surâsul tău că era numai posac. Ia un cent. Cred că e un truc de marketing în care îi pun acolo niște lucruri, astfel încât să vorbească lumea. Uite ce ne trec ăștia pe nota de plată. Se poate și asta. Mă mir că au voie pe bon fiscal. E bon fiscal, adică nu e un bon de mână sau... 5 eurocenți? E simbolic așa. Simbolic. Cumva nu te face să zâmbești. A dat 200 de lei pe toată masa. Bine, și la ăștia nu-i cu ciubuc. Ăștia-s toți banii. Păi bine, discounturile simbolice mă întristează întotdeauna. Din punctul meu de vedere, un discount, dacă nu e minimum 10%, corect. Nu e corect, adică, na, știi? Da. Un discount de 10%, măcar, dacă ar fi să fie, știi? Și eu nu înțeleg de ce nu se fac discounturi la discuții, adică eu m-aș tocmi la mall. M-aș duce la mall și aș întreba, cât vrei pe tenis ăștia? Și el ar zice, 1000 de lei, cât? Plec acum, plec. Și când mă întorc să plec, să zic ăla, stai puțin, hai să... Să fie ca în Turcia, să țină ăla după tine primul cu ceai. Da. Haideți, domnul Vlad. Vă rog frumos, hai să, hai să ne mai gândim. Și așa cumpăr o pereche de Adidas la câte 3-4 ani odată. Da. Adică dacă trebuie să simți, te uiți la mine, vezi că Adidas și mei au trecut prin multe în ultimii ani, sunt hotărât să cumpăr o pereche de Adidas. Mă, dacă sunt hotărât, fă-mi un deal. Nu spune 1000 de lei, mă vezi că mă întorc și plec și îți vezi de unghii mai departe. Nu așa se face. Deșteptarea